Bine te-am găsit! Examenul de admitere în Barău se apropie și suntem practic pe ultima sută de metri. Tu ai parcurs deja materie, știi deja instituțiile. Procedura penală care poate la început te sperie, acum cel puțin îți este familiară. Prin cursul de recapitulare pe care ți-l oferim, vrem să ne asigurăm că toate aceste instituții, care sunt de adevăr multe, cu pline de reguli și pline de lucruri tehnice, îți sunt acum nu doar familiare, ci vei putea să te descurci în mod logic pentru a face față întrebărilor de la examenul de Barău. Practic, modalitatea de recapitulare este să aluăm fiecare dintre itemii din tematică și să vedem care ar putea să fie principalele lucruri pe care le-ar putea pune în grile, având în vedere, sigur, experiența anilor anterior, cât și locurile în care colegii tăi din anii anteriori au întâmpinat dificultăți. Vom recapitula nu doar ca pe o singură teorie, în fond, teoria e parcursă deja, nu? Vom reuși să facem o recapitulare prin grile. Vom încerca să facem grile care nu sunt doar teoretice. Vom încerca să facem grile cât mai aplicative, cu caracter direct, practic, în care să reușești să identifici care sunt regulile de procedură penală care trebuie să fie aplicate pe speța pe care tu o ai aici. În acest fel, tu nu te pregătești doar pentru a lua un examen. Te pregătești pentru a putea să faci față efectiv în profesia de avocat încă din momentul în care ai intrat ca și stagiar. Vrem să facem această recapitulare aplicativă. Vrem să o facem pe grile, vrem să o facem pe spețe efective. Pentru că în momentul în care facem o astfel de recapitulare, noțiunile îți vor fi clare, noțiunile îți vor putea să-ți fie familiare și la momentul în care ești față în față cu examenul, nu o să te mai sperie nici întrebările teoretice, cât nici mini-spețele aplicative. Dar mai mult de atât, în momentul în care te vei confrunta față în față direct cu un dosar în sala de judecată, îți vei aduce aminte toate aceste reguli, toate aceste principii și te vei putea descurca fără cusuri. Indiferent dacă până acum te-ai pregătit de unul singur sau dacă ai urmat unul dintre cursuri sau poate ne-ai avut chiar pe noi ca și parteneri de studiu până acum, e momentul ideal să facem împreună o recapitulare. Dorim practic să ne asigurăm că toate noțiunile pe care le-ai luat până acum, le-ai învățat și le-ai asimilat, îți sunt nu doar învățate, îți sunt cunoscute, îți sunt înțelese și poți să te folosești de ele efectiv în mod aplicativ. Acest curs de recapitulare are deja în spate mai bine de 10 ani de experiență. Lectorii noștri, practic, deja știu cum anume să te ajute să tragi linie și să aduni, să poți, într-adevăr, să iei cele mai interesante, cele mai importante, dar și cele mai dificile dintre aceste instituții, încât să poți, la examen, să le găsești ca fiind familiare, să poți să găsești logica și raționamentul care să te ajute să răspunzi corect la toate aceste grile. Cursul de recapitulare ți se adresează și ți este perfect și dacă ai învățat singur și dacă ai, practic, ai fost la un curs nou sau în altă parte, credem că această recapitulare poate să fie efectiv acel impol care să facă pragul între sub 70 și peste 70 de puncte la Barou. Hai de la cursul de recapitulare, mai puțin până la examen și vrem să ne asigurăm că în final vei avea o reușită cu care putem să ne mândrim împreună. Te așteptăm la curs!